Fostul președinte al țării și totodată președintele onorific al PSD, Ion Iliescu, a fost vineri la Giurgiu pentru a participa la o conferință internațională privind strategia Dunării. Ion Iliescu a vorbit despre problemele care au apărut în ultima perioadă în interiorul Uniunii Social-Liberale și nu consideră că aceste neînțelegeri sunt fundamentale pentru ruperea alianței. Ca în orice conlucrare și într-o familie sunt discute. Dar nu trebuie să ducă neapărat la divorț. Deci e o familie politică cu dificultățile firești și de ordin ideologic și de interese umane, că mai ales aici intervin factorii, interesele personale ale partenerilor de coaliție. Nu totdeauna există arta conjugării și atenuării diferențelor. În altul demnitar consideră că această construcție politică poate să continue numai prin unitate, iar observațiile unora sau altora trebuie privite cu înțelepciune. Președintele onorific al PSD a mai declarat că fiecare are fizionomia sa fizică, mentală și intelectuală, iar conviețuirea în alianță este un proces care necesită adaptare și nu întotdeauna oamenii știu să se adapteze.